Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela, am dat drumul la Bliț. Continuarea partea a doua pentru cei cu Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, ce aveți, viața intimă, trei de cupe. Vreau doriți să vă stimulați partenerul, partenera, în mod special, că vă dea o doamnă cu toate mâinile pe care le aveți. Dar, totuși, deși vă doriți, știți că trebuie să așteptați, manifestarea acestui moment, pentru că sunt oameni valoroși, sunt persoane valoroase pe care îi respectați foarte mult, pe care îi adorați, mai ales dacă sunteți domni, o simțiți ca pe o regină, ca pe o persoană specială și, în primul și în primul rând, vreți să lăsați în urmă niște trădări, niște lacrimi, niște decepții, eventual, din cauza lipsei de comunicare, din cauza amânărilor sau din cauza altor persoane. Oricum vă doriți această mare bucurie cu această persoană. Deocamdată sunteți la picioarele persoanei. Vă doriți asul de cupe, da? Să le simțiți sufletul. Să sorbiți din sufletul lor. În momentul în care îi țineți în brațe și în momentul în care îi sărutați. 4 și 4, vă doriți echilibru, poate că v-ați și abținut, adică v-ați și controlat, n-ați exprimat nici emoțional, nici sexual, tot ceea ce vă doriți. Și totuși apare o transformare, moartea, da? E o transformare prin sex, evident, sau prin dragoste, care va duce la asul de monede. Vă ajută să vă decideți. Că vreți o relație stabilă și jucăușă și stabilă, o relație pe care împărtășiți de la egal la egal. Temperanța, vădiar, trebuie să vă vindecați, să vă echilibrați emoțional în această relație. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent, din nou în Capricorn. Nu prea am voie să arăt aceste cărți, deși nu sunt chiar așa de uf, agresive vizual. Magicianul invers, interesant. 6 de cupe. Încă visați la cineva. Visați la cineva. Încă nu puteți manifesta această relație. Posibil semn de apă. Ia uite, 6 de cupe, 9 de cupe, 8. 8 de bâte și justiția. Vreți să vă echilibrați viața. Marea preoteasă, semn de apă. Pești. Sau un secret. Ah, în secret ați avut o pasiune pentru cineva. O relație chiar cu un semn de apă. De aer, vreau să zic. Eventual, ați avut în secret o relație la distanță, da, văd aici screen-ul, și vreți să echilibrați viața, vreți să treceți la acțiune, să vă întâlniți, să vă atingeți, să vă bucurați unul de celălalt, să aveți încredere unul în celălalt, să fiți vulnerabili, să vă iubiți și defectele și calitățile. Și nu doar să visați, nu doar să vă uitați la poza lor, da? Sau să-i vedeți pe Skype sau pe ce se mai poartă acum, Facebook, da? Chiar vreți să-i întâlniți, să-i atingeți, să-i degustați, să-i savurați. Dar deocamdată sunteți într-o stare de visare, nu puteți manifesta. Vă doriți acest început? Ia uite! Și îndrăgostiți invers. Și am văzut și 5 de monede. 5 de monede. 5 de monede clasic înseamnă așteptare, tăcere. Vă doriți doar un sărut, ca apoi să mergeți mai departe. Deocamdată nu puteți manifesta această poveste de dragoste. Eventual trebuie să decideți, ori voi, ori ei, între o persoană din trecut și persoana la care vă gândiți. Au venit cărțile invers, da? S-au oprit la 4 de cupe. Posibil acum, da, ei la distanță. Poate unii sunteți. Trebuie să vă decideți între un semn de apă și un semn de aer, unul dintre voi. Doi de spade, doi de bâte, trebuie să comunicați. Au fost niște discuții care v-au ținut oarecum la distanță. Există atracție față de cineva, dar cred că această persoană mai degrabă vă bruiază. Trebuie să tăiați acest atașament cu o persoană din trecut. Destul de mofturoasă, destul de pretențioasă, care nu s-a implicat.
Hai să vedem a treia carte. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. Capricorn, haide, ceva frumos, ceva pozitiv. Hai să manifeste că și așa a venit Union of Hearts, a venit Invest la prima parte. Interesant, nu? În sfârșit, ia uite, o carte normală, dar aș fi preferat să vină invers. Luna. Luna, semnul racului, al peștilor sau al scorpionului. Oricum, luna reprezintă secrete. Posibil, există, a fost o relație secretă, că văd două cupluri, da? Și trebuie să alegeți, încă trebuie să alegeți, nu ați ales încă, încă nu puteți manifesta un nou început. Interesant cum comunică aceste cărți. Cineva vă așteaptă cu multă poftă, vă doriți să o luați de la început iar zero, da, nebunul, să vă duceți ca nebunii la ei și să-i iubiți în toate felurile, da? Vă consumă această pasiune pentru ei, dar trebuie să așteptați. Așteptați în flăcări până vine sau până vă duceți, în fine. Luna. Luna am zis că înseamnă și frici. Vă este teamă că eventual unii dintre voi, ceea ce simțiți este doar o iluzie. Aici este interesant în această imagine. Una are cupa, cupa dragostei și alta are oglindă, iluzia, proiecția, da? Dacă sunteți între două persoane și trebuie să alegeți, una vă dă impresia că vă oferă dragostea, dar nu vă oferă dragoste. Vă oferă eventual doar sex sau eu știu ce satisfacții. Posibil aceasta mai dezbrăcată, da? Mai tentantă. Vă dă doar impresia, este o oglindă, da? Reflectă o parte din voi, poftele. Vă reflectă poftele, dar nu vă reflectă cupa, nu vă reflectă nevoile. Cealaltă care vă oferă cupa este mai timidă, simt eu, da? Eventual mai pudică, nu atât de epatantă. Și aici este capcana. Aici este imposibilitatea sau frica sau teama sau ce tot ai, în fine. Sau confuzia între care este persoana reală și care este ireală sau derutantă. Interesant, interesant. Păi, aș putea să spun mai mult. Posibil, ar putea să fie. Aici sunteți voi, prima zodie, în ianuarie. De fapt, nu prima zodie, sunteți în ianuarie născuți, da? În ianuarie 4, că e 6 de invers. 4 ianuarie, unii dintre voi. Sau 18. 18, 18 deja e vărsător, am impresia. 18 ianuarie. Sau încă e Capricorn. Și s-a oprit la 10. Dacă sunteți într-o aventură cu cineva, v-am zis, vreți să lăsați această aventură și să înțelegeți, de fapt, să o luați de la zero cu altcineva care va aduce multe satisfacții pe toate căile. Eventual, în momentul în care să întâlniți această persoană, această persoană nu prea am voie să arăt cărțile, s-ar putea să vreți să o legați de voi, da, să o legați, ne, să vă să o legați și să o faceți eventual să o stabilizați, regina de monede. Ați putea să fiți voi, ați putea să fie perechea voastră, da, regina de monede. Vreți asul, da, vreți o legătură, vreți legături. Vreți legături rezistente. Înțelegeți, da? Vreți să vă legați de cineva cu pasiune, cu emoții. Nu mai vreți chestiuni trecătoare. Așa simt. Să vă citesc cărțile. Sunt curioasă cu cine rezonează. Cam asta e talare. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau!